Veștile bune continuă pentru Dana Roba, după ce în urmă cu 2 săptămâni a aflat că bunicii paterni își vor putea vizita nepoțelele doar în casa ei și numai în prezența sa. Astfel, make-up-artista s-a mai liniștit în această privință după procesul intentat de foștii ei socri. Magistrații au mai luat încă o decizie importantă în cazul încă soțului ei, Daniel Balaciu. Judecătorii au interzis ca după executarea pedepsei cu închisoarea să mai poată lua legătura cu Dana Roba, dar nu se va mai putea apropia nici de locuința ei și de locul ei de muncă în următorii 3 ani. El va avea voie să comunice cu încă soția lui doar în situații legate de drepturile parentale asupra celor 2 fiice minore pe care le au împreună și nimic mai mult. Din păcate mi-au dat doar 3 ani, trebuiau să-mi dea măcar 5, iar după să se prelungească, dar e ok și așa. El oricum o să fie foarte bătrân când va ieși acolo. El va avea 50 și ceva ani. Eu zic că lui va fi frică de mine. Nu mi-e de el ca să vadă copiii, va trebui să-mi deschidă proces, iar instanța va decide dacă îi va da voie. Copiii atunci vor fi mari și vor merge în instanță și vor spune dacă vor să stea și cu tatăl lor sau nu. Ele nu vor vrea, fetele îl vor uita pe el până când va ieși de la închisoare, a spus Dana Roba. El acum trebuie să renunțe la partea de pe apartament. A zis că renunță fără să mai deschid proces. I-am zis să renunțe de bună voie. Am fost să scot niște acte de pe apartament să le dăm avocatului lui și să facem toate demersurile, să fie doar apartamentul meu și al fetițelor. Bunicii așteaptă să-mi dea el parte și să las eu fetele să-i viziteze, dar nu o să fie chiar așa cum își doresc ei. Mi-au jurat că nu o să le mai dea fetelor să vorbească cu Daniel la telefon și tot le-a dat să vorbească, dar ele nu au vrut, a vorbit doar el, a mai spus Dana Roba. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.